Emoții mari pentru participanții la Cupa Royal Security, care astăzi au încheiat campionatul și au avut festivitatea de premiere. 32 de echipe au participat săptămâna aceasta la competiția sportivă desfășurată pe terenul sintetic de fotbal. Organizatorii se declară mulțumiți de felul în care a decurs această activitate și spun că în anii următori cupa va fi de o amploare mult mai mare. În sfârșit s-a încheiat o săptămână grea, consistentă, să zicem așa. Cele 32 de echipe au jucat, copiii au descoperit un nou mod de a-și petrece timpul de sport, de pregătire fizică și iată că am ajuns la final cu rezultate frumoase. Sperăm ca în viitor să o realizăm mai consistent, să avem posibilități să oferim premii mai bune, mai valoroase pentru toți copiii. Cei mai buni dintre participanți au primit astăzi în cadrul festivității de premiere diplome și cupe, dar și nenumărate aplauze de la spectatorii care au ținut galerie. Vreau să felicit inițial pe organizatori, pentru că într-adevăr este o premieră pentru Făgăraș. Au participat la această cupă 32 de echipe, ceea ce cred eu că este un lucru demn de semnalat. În urma desfășurării competiției, noi, cei de la Colegiul Național Radu Negru, am câștigat locul 1 la clasele 9-12 și locul 2 la clasele 1-4, ceea ce este o performanță și cu acest prilej vreau să felicit copiii pentru efortul, abnegația și dăruirea de care au dat dovadă în decursul întregului turneu. Competiția a început luni și s-a desfășurat pe mai multe etape în funcție de categoria de vârstă a participanților. Competiția a început luni. S-a ținut pe parcursul a 5 zile, au luat parte 32 de echipe din țara Făgărașului. Astăzi se desfășoară finalele, de la ora 10 au jucat deja clasele 1-4. Drăgușanu, deci liceul Ice Drăgușanu de la Victoria, au câștigat cu 2-1 împotriva celor de la Radu Negru. Acum se desfășoară finala claselor 5-8, tot Drăgușanu împotriva Școlii Generale Hârseni. Iar de la ora 12 avem Consiliul Național Radu Negru împotriva celor de la Șenchea. Ei vor primi diplome, ce vor primi? Deci vor primi finaliștii cupe și diplome. În finală au câștigat elevii de la Colegiul Național Radu Negru la categoria 1-4 și 9-12 și Liceul Teoretic Ion Codru Drăgușanu la categoria 5-8. Indiferent de rezultatele obținute, toți participanții au avut o săptămână frumoasă în care fiecare, indiferent de vârstă, a socializat și s-a jucat sportul preferat.